Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Antonia Fudulu și urmăriți emisiunea Spune-mi Cum. A făcut multe sacrificii pentru a ajunge să studieze în Malaezia. Este singurul român care a reușit să învețe o tehnică de terapie tradițională chineză. De asemenea, se află printre primele și singurele trei persoane din Europa acceptate de către maestrul chinez Chris Leong, pe care acesta le-a învățat să salveze vieți printr-o tehnică până nu demult, secret de familie. Oamenii stau luni de zile pe liste de așteptare pentru a ajunge în cabinetul său din Brașov. Numele lui este Ionuț Bobiț. Mie îmi place să-i spun reparatorul de oase, pentru că acest om face minuni. Vă invit să-l cunoașteți. Spune-mi dacă te doare când am pus aici. Să-mi memorez durerea. Au. Deci aici. Da. Au. Mai puțin aici, nu? Răznesc oasele turcului. La afară, oareva. Eu cum? Ați răznesc? Da! Auzi, dar nu vrei să luăm o pauză de publicitate? Nu. Stai un pic, că durează două. Vreau să am reacția ta pe... Ia de toate articulații la mâini, la mâini, da. Nu tot. Ia șoptește ceva. Doamne, prost sunt. Ușurile sunt de spate, pentru ce ați mântână jos. Așa, trage în pie. Și de mult. Ce-a mai nevoie? Bă, băiat. În picioare, te rog? Păi mai putem? Nu poți să mă dăm, bea acum. Acum că ați aflat câte ceva despre Ionuț, vreau să vă mărturisesc că el foarte rar își permite să plece din cabinet, pentru că oamenii au nevoie de el acolo, doar că am reușit să-l aducem în această seară la Spune-mi Cum. Bună seara, Ionuț, și îți mulțumesc că ai spus da invitației mele. Bună seara. Voiam să te întreb pentru început, adică voiam să-ți mărturisesc la început că prima dată când am auzit despre tine, am început să mă uit la ceea ce faci tu pe Facebook. Și după ce am văzut câteva videouri, am zis, wow, oare băiatul ăsta știe ce face? Oare oamenii care se duc la el știu ce face? Dar după ce m-am documentat și am văzut despre ce este vorba, mi-am dat seama că chiar știi ce faci și o faci ca nimeni altul. Mulțumesc frumos. Da, este o întrebare cu care mă confrunt în marea parte a cazurilor. Lumea mă întreabă sau îmi vin cu tot felul de afirmații că un pic prea tânăr pentru ce face, nu are experiență în ăsta. Eu spun că experiența este, sunt deja de peste 10 ani în domeniu de terapie și recuperare medicală. Practic acum, în ultimul un an jumătate, m-am dezvoltat pe partea asta de repoziționare articulară.
Înainte o lucram ca și combinație a terapiei pe care o practicam, dar v-am spus, de un an jumate sunt strict pe aceste repoziționare articulare și îmi place foarte mult, sunt, pot să spun, obsedat de fenomen. De... Știu că ești singurul român care a studiat o tehnică specială în Malaezia, acolo unde nu cred că ai ajuns una cu două. Da. Voiam să te întreb dacă dintotdeauna ai fost pasionat de asta. Pot să spun că a fost un... Practic, din copilărie am avut tot felul de accidentări. Făcând parte din lotul național, am făcut parte din lotul național de schi alpin. Am avut chiar și o selecție în fotbal la U18 ani. Și, na, ca și orice copil, aveam foarte des accidentări, glezne, sucite, sclintite sau cum se mai știu, cum se mai folosesc tot felul de termeni. Da. Na, noi aveam o doamnă, o bătrânică, să-i spun așa, lângă Brașov. Eu provin din Brașov și mereu mergeam la ea, ne trăgea gleznele. Era o povară, să-i spun așa, pentru că durea și... Na, la sfârșit ne simțeam bine, era tot în regulă, dar dintotdeauna mi-am dorit să învăț măcar orice aș face, orice domeniu mi-aș alege. Mi-am dorit să știu să pun gleznele înapoi, pentru că aveam eu nevoie de ele și pentru a evita drumul până la respectiva doamnă, mi-am dorit să știu să pun, să repoziționez gleznele. După care, nu știu, așa am adus cursul vieții să practic și să fiu foarte fericit de această meserie. Și de rezultate. Este foarte important că ai menționat despre această doamnă. Sunt foarte mulți care fac asta, doar că tu, prin această tehnică, nu știu, faci ceva diferit cu această tehnică. Ce de fapt este diferit și ce poți să ne spui despre tehnica aceasta specială? Pentru că totuși, ești singurul român care o practică. Da, asta cu ceva special, nu știu, cred că mi s-a schimbat oarecum și ideea de conceptul de viață, de a cum a trăi, a ajuta în urma cursurilor din Malaezia. Pot spune că n-a fost un simplu curs, eu am făcut zeci de cursuri în Europa, am locuit 6-7 ani în Austria, acolo am și început cu domeniul acesta de terapie. Malaezia mi-a schimbat viața, a fost maestrul, are ca motto, ajută pe oricine, oricând. Nu am nevoie de aparatură, nu am nevoie de masă, de ulei, de nimic, practic, singurele ustensile sunt legate de mine, mâinile mele și voință. Și da, dorința de a ajuta. Într-adevăr, am probabil asta a fost șansa mea să iau parte la prima grupă internațională a maestrului. Mi-am dorit foarte mult, nu știu, a fost un vis devenit realitate. Când m-am întors din Malaezia, am început să înțeleg ce semnificație are asupra prietenilor mei în primă fază, asupra familiei, iar după aia am văzut cât de mult crește și se dezvoltă dorința și cerința, încât da, ajung să mă plimb prin Brașov, cel puțin se întâmplă foarte des, și să mă recunoască lumea așa pe stradă, ceea ce mă face foarte fericit și foarte mândru. Asta mi-am dorit eu din perioada activă în care practicam sportul de performanță. Am vrut să fiu eu cunoscut. Nu contează cum, numai să fiu cunoscut. Și iată că ai devenit cunoscut printr-o... Nu da, știu, un fel de a... De a fi eficient și de a ajuta pe cei din jur, că foarte mulți români au nevoie de ajutorul tău. Probabil mă diferențiază și faptul că prin acordul pacienților eu fac terapia, o fac live pe Facebook. Sunt singurul, eu n-am mai văzut terapeut să lucreze pe un video live. Îmi asum niște chestii pentru că
apar tot felul de complicații, eu nu am de unde să știu, sunt mulți pacienți pe care doar îi întreb, sunteți de acord să facem o filmare live? Da, nu, sau sunt foarte, foarte încântați de idee. Practic, inclusiv discuția, anamneza respectivă, o port pe video public, respectiv live. Public. Deci nu mă pregătesc cu nimic, nu deci e nimic regizat. N-ai nicio emoție că pe parcursul procedurii ar putea apărea complicații și n-ai ști ce să faci. Asta cu emoțiile nu le am pentru că am o experiență destul de mare în terapie și metodele, tehnicile sunt atât de sigure, învățate, încât dacă se întâmplă să reacționeze într-un fel pacientul și așa, am un bagaj de cunoștințe anatomic și terapeutic încât pot să spun așa, să pun mâna pe alte ustensile încât să remediez situația. Și atunci nu am chiar așa emoții. Este foarte important pentru mine ceea ce tocmai mi-ai spus, pentru că, doamnelor și domnilor, mai târziu vom face o demonstrație aici în platou și eu mă voi oferi voluntar. Și am spus lui Ionuț înainte să începem filmarea că am emoții, dar m-am mai liniștit puțin. Da, nu e caz. Dar este foarte important să afle telespectatorii și eu, pentru că sunt curioasă, cine este acest Chris Leong? Da, Chris Leong... El provine, familia lui se trage din China. Ei sunt mutați de vreo două generații în Malaysia. Tehnica, el este singurul care a expus în felul acesta tehnica. A avut, ne-a povestit și nouă, au fost conflicte cu familia în momentul în care el s-a hotărât să filmeze totul, pentru că el fiind un fan înrăit a lui Bruce Lee, a încercat să arate lumii tehnica lui. Și noi am fost la rândul nostru uimiți, pentru că, nu știu, cred că fiecare în domeniul lui are un secret, are un as în mânecă. Da. Și l-am întrebat, Chris, dar tu arăți așa, cum e, tu astea? Exemplul care mi l-a dat a fost, m-a întrebat, zice, câți oameni cunoști tu care merg pe bicicletă? Zic, ok, din 10, 9 jumate știu să meargă pe bicicletă. Bun, și zice, câți din ăștia câștigă Turul Franței? Și am spus, ok, e unul în lume care câștigă Turul Franței. Și atunci el ne-a făcut să înțelegem că arătând nu dai neapărat nu știu ce secrete. Practic și mâinile tale sunt foarte importante în meseria asta. Pasiunea cu care o practici fac diferența, da. Nu... Cred că totuși nu oricine ar reuși să practice asta. Este greu și eu am momente când mă gândesc, păi, oare e ok că e totul atât de mult, sunt atâtea de multe solicitări, lumea te întreabă, te face. Și eu m-am gândit la un moment dat, dar este ceea ce îți dorești și în felul ăsta poți să gestionezi și energiile negative pe care le asimilezi în timpul zilei. Tehnica provenind din arte marțiale, practic noi repetăm tot felul de mișcări pentru a ne focaliza căile, canale energetice, pentru a învăța să ne protejăm de energia persoanelor care ne calcă în cabinet. Și este o cultură, practic, nu este o tehnică oarecare. Este o tehnică în sine, este mai complexă. Da, este o cultură pe care am acceptat să pășim cu sufletul deschis și atunci toate lucrurile mai puțin pozitive care apar, că automat sunt haters, sunt tot felul și de... Și important e că ai înțeles această cultură, că da, în primul rând trebuie să-ți placă și să o înțelegi și mai apoi să practici. Exact, și învățate, trebuie la ei acolo învățate, că nu se pierde din concentrare artei dacă înveți, nu știu, un alt colț al pământului. Trebuie să fii acolo cu energiile lor, cu ritualurile lor, cu toate cele. Știm că 80% din populația Europei suferă de probleme de coloană vertebrală. Vin cu urmări de modificare a bazinului și disbalans muscular. Cum ai reușit totuși să iei legătura cu Chris Leong? Am început să-i scriu, l-am găsit pe internet, în prima fază, vă dați seama, și eu m-am gândit, ce e cu tehnica asta,
automat medicina modernă se contrazice oarecum cu tehnicile respective și am început să-i scriu. Am fost insistent, când îți dorești ceva, insiști cu toate riscurile. Iar după multe, multe săptămâni am primit un răspuns. Te-a bucurat, presupun că a fost ceva? Da, a fost ceva wow. Ți-ai făcut bagajul și ai plecat în Malaysia. Da, au fost niște proceduri de a achita această sumă. După am fost atât de fericit reușind să parcurg toți acești pași, iar în final, când am fost cu toate actele și cu tot făcut, a fost ca o eliberare așa și, nu știu, am început să înțeleg că începe o altă etapă și în momentul ăla, nu știu, n-am luat în considerare părțile negative, nu, a fost, te duci în partea cealaltă a pământului și... Bine, ai spus o altă etapă, pentru că tu ai jucat și fotbal de performanță. Da, eu am început cu skill de performanță. Tatăl meu este fost campion al României. Wow. Și vă dați seama, practic, prima dată înveți să dai pe skill, după aia să umbli, să-i spun așa, să mergi. Să mergi pe picioare. Da, și avându-l în familie, am fost mereu direcționat spre latura asta sportivă, activă. De copil am fost mereu în cantonamente. Sâmbetele, duminicile noastre erau mereu sub antrenamente, programul era strict și asta probabil a făcut și disciplina să crească și să fie atât de respectată în viața de zi cu zi. Dar ce te-a făcut să renunți la fotbal, de exemplu? Păi, la vârsta de 15 ani am terminat cu partea asta a sportului de iarnă. Mi-am dat seama că nu am... Am fost realist, partea financiară era un impediment. Eu continuând, adică practic ducându-le în paralel cele două sporturi, am zis ok, haide să mă focalizez mai mult pe fotbal. La vârsta de 18-19 ani au fost niște piedici puse. N-a fost să fie. Și probabil că simțeai că tu trebuie să faci altceva. Da, în momentul ăla am luat decizia să și plec. În Germania am fost un an, după care în Austria. Am ales zona asta datorită limbii. Eu studiind și liceul german, mi-a fost ușor să mă exprim, să mă desfășor mai liber așa în țările respective. Și Austria era practic o a doua casă, o cunoșteam, pentru că noi făceam cantonamentele pe partea asta de ski, le făceam în Austria și atunci n-am luat-o de la zero, să-i spun așa. Locuri unde am supraviețuit datorită sportului, practicam, eram instructor de ski cu fotbal combinat iarna, iar vara instructor de tenis cu fotbalul. Chiar deci, că de tânăr ai început în forță activitățile. Da, spuneai că în timp ce practicai aceste două sporturi te-ai accidentat foarte des și știm că sportivii în general se accidentează. Vin la tine sportiv pentru a-i ajuta? Da, am sportiv. Chiar săptămâna asta am avut doi jucători de la o echipă de prima ligă de fotbal. Ei sunt mai dezvoltați în direcția asta pentru că schimbă multe echipe. De exemplu, fotbaliștii schimbă multe echipe, au contact cu diferiți terapeuți și din străinătate care vin cu idei noi. Eu sunt foarte fericit că ei încep să pună accent mai mult pe terapie și pe prevenție. Da? Și își dezvoltă cultura asta, prefer să fac mai mult preventiv decât să mă accidentez. Și atunci, ei, la fel, urmărind videourile mele, mă solicită și cu drag îi servesc. Ce voiam să te întreb, Ionuț, este dacă ceea ce faci tu ajută și partea musculară, nu doar ceea ce ține de oase, ligamente, articulații. Da, pentru că, așa cum știm, partea țesutul moale, vorbesc de mușchi, ligamente, așa, tendoane, pielea mușchiului, ele sunt pe un schelet osos. În momentul în care poziția oaselor se schimbă, ea este automat că tensiunea implicată musculară este diferită.
în consecință apar durerile musculare, contracturile musculare. Sunt foarte mulți jucători care acuză des întinderi musculare a părții bicepsul femoral din spatele coapsei piciorului. Vin foarte des accidentările din cauza unei poziții, spre exemplu, a unei poziții deficite a bazinului, pe care o au foarte multe persoane. Știm că 80% din populația Europei suferă de probleme de coloană vertebrală. Vin cu urmări de modificare a bazinului și disbalans muscular. În momentul în care se intră ori cu manevre de repoziționare articulară, sunt terapeuții manuali care lucrează mai mult pe țesut, pe muscular, îi ajută într-o oarecare măsură, dar structura de dedesubt, cea osoasă, este de repoziționat, să-i spun așa. Asta și voiam să te întreb, care sunt cele mai frecvente probleme cu care pacienții se prezintă la tine? Cele mai frecvente probleme sunt herniile de disc. Da? Până să ajungă într-o hernie de disc, ei acuză dureri de coloană, toți vin, mă doare spatele. Spatele la ei, de obicei, se referă la partea lombară. Pentru că s-a dezvoltat totul, multe persoane lucrează în șezut, aceste poziții statice, ortostatism, duc la dureri, pentru că automat îmi schimbă balanța asta a tensiunii musculare și în momentul în care o parte este mai tensionată decât cealaltă, suferă adversarul, să-i spun așa. Fiecare mușchi are un antagonist, da? De exemplu, bicepsul, eu când mișc în doi cotul, automat partea din spate, tricepsul, lucrează opus. Da? Și în momentul în care eu am numai mișcările astea de flexie, automat cel din spate suferă. Asta se întâmplă și la bazin. Acolo sunt mai mulți mușchiuleți care joacă roluri importante. Dar în momentul în care tensiunea mea este pe partea anterioară, e tensionat, durerile mi apar în partea opusă. E foarte simplu, le spun pacienților mei: încercați acasă, când ajunge seara, dați blugi jos, agățați și analizați cam pe unde apar cutele provenite în urma poziției de șezut. Ok, apar aici și aici. Bun. Unde sunt durerile? Păi durerile sunt cam în spate. Ok, uitați-vă puțin că este pe partea opusă a tensiunii. În momentul în care eu am cutele pe haine, este automat că și musculatura pe dedesubt lucrează cam asemănător. Și e ușor să le explic în felul ăsta de ce au problema respectivă, îi fac să înțeleagă și se prevină cumva. Exact. Un pacient care mi-ajunge cu o durere lombară, știu eu, dobândită în 10 ani, e clar că eu nu pot să fac magie cu el. Dar pot să-l fac să înțeleagă unde s-a produs dezechilibrul și să își schimbe modul de viață. Nu le cer să renunțe la job sau așa, dar le cer să să-și găsească timp, să-și acorde timp pentru a face mici mișcări de stretching, exerciții, pentru a echilibra iarăși tensiunea asta. De exemplu, un astfel de pacient cu o astfel de problemă despre care discutam mai devreme, cam câte ședințe ar fi nevoie ca problema lui să fie rezolvată? Da, și întrebarea asta este foarte des întâlnită. Mi-e greu să le spun, ai nevoie de 3 ședințe, ai nevoie de 7 ședințe. Depinde fiecare corp în parte cum reacționează la terapia respectivă. Știm foarte bine, problemele legate de coloana vertebrală nu sunt numai în urma unor mișcări greșite. Persoana spune, da, am ridicat o ladă cu X, așa, și m-a săgetat în spate. Aia este deja momentul declanșării discului și ce se întâmplă acolo. Doar că problema vine cu ani în urmă. Ele sunt, la început, se instalează ca probleme emoționale. Wow. Da. Partea noastră emoțională lucrează în strânsă legătură cu partea osoasă. Vorbim de coloana vertebrală, este ca și un rucsac pe care îl purtăm zilnic la noi. Sunt persoane care nu pot să renunțe la lucruri, cu toate că nu mai poartă un tricou, o bluză, o pereche de pantofi, dar nici nu vor să le dea mai departe.
vor să le țin acolo. E, persoanele respective sunt predispuse la astfel de probleme. Sună un pic... Foarte interesant. Da. Ar merita dezvoltat partea asta, poate cu altă ocazie. Da, da, cu drag. Da, foarte interesant. Este prima oară când aud că partea emoțională, nu? Da. Are legătură cu... Da, da. Cu coloana în special, că da. e știut că partea emoțională are legătură cu influențează cu, fizicul, dar este prima oară când aud. Ei acuză de cele mai multe ori presiune pe umeri. În momentul ăla nu poți să porți cu orice persoană o discuție din asta pe emoțional, pe energie, pe yin-yang. Și atunci îi iau foarte, foarte ușor, cu întrebări cu care nici nu le merg lor gândurile în direcția respectivă și îi întreb, ok, cum ți-e la muncă? Ai un job care îți creează probleme? Ai presiune în ultima perioadă? Stresul te doboară, te asta... Da, știi, și atunci încep să povestească lucruri care probabil direct nu sunt neapărat de domeniul meu. Dar ascultându-și așa, îi eliberez, lasă o parte din rucsacul ăla, lasă deoparte. Ești un mic psiholog. Trebuie să fii. În momentul în care lucrezi cu oameni și te hotărât să duci, să te... înrulezi într-o meserie unde implică contactul cu persoanele, trebuie să ai și calități psihologice. Pentru că el nu poate să vină la mine și să mă apuc eu să-i povestesc de viața mea. El este în centrul atenției și eu trebuie să fiu prezent pentru el, nu să-i dau sfaturi, dar măcar să-l ascult. Noi ducem lipsă de ascultători. Noi cine? Toți. Români în general? În general, toate. Europenii, să-i spun așa. Europeni. Ducem lipsă de ascultători. Uh-huh. Un psiholog bun e cel care ascultă. Corect. Și nu cel care începe să sugereze, lasă-l, fă-l, divorțează, schimbă-ți locul de muncă. El pleacă deprimat de la ședința respectivă și nu e ce își dorește. Cu toate că probabil ăsta e adevărul. Dar trebuie să îl spui într-un mod în care să îl motivezi, nu să-l apeși mai tare în jos. Și iată de ce spun că Ionuț Bobiț face diferența în acest domeniu. Probabil asta este o calitate, da, prin... Și inclusiv faptul că eu nu pot să plâng de milă pacienților. Mai am discuții cu prietenii mei cunoscuți unde mă întreabă, ok, dar nu ți se face milă de ei când îi vezi că îi doare și așa. Măi, nu poate să mi se facă milă pentru că, practic, eu iau asupra mea problemele lui. Și nu mă interesează aspectul ăsta. Deci eu sunt aici pentru a... Eu nu te vindec pe tine. Toată lumea scrie mâini de aur, trimisul nu știu care. Eu nu vindec persoane. Eu îi ajut să-și activeze propriul doctor. Le spun, fiecare dintre voi aveți câte un doctor intern care are momente de derută, nu știe în ce direcție să o apuce, iar eu sunt cel care îi dau un impuls, îi dau o informație, el prelucrând-o știe deja zona în care să se îndrepte. Cutia toracică, coastele suferă modificări și practic îi face presiune, ba pe ficat, ba pe stomac și ea poate să dea în timp în alte afecțiuni. Vorbeam mai devreme despre câte ședințe este nevoie într-o anumită situație, dar există probleme cu care pacienții se prezintă la tine și pot fi rezolvate pe loc? Da. Și tehnica de repoziționare articulară, de bone setting, cum e cunoscută pe engleză, practic traume în urma loviturilor se și rezolvă, wow, zici că e magie. Da? Sunt persoane care vin cu entorse, vorbind de glezne, genunchi, care îmi vine imediat după ce se blochează în zona lombară, ia săricotul, îi se dislocă degetul. Astea se și repoziționează imediat, iar el, ca și printr-un miracol, poate să miște articulația. Pentru că totul este din nou pus pe poziție, articulația iese din stres, muscular nu mai avem aceste contracții. În momentul în care am o accidentare,
totul ce este în jurul articulației respective intră în stres. Stres înseamnă contractură musculară, pentru că creierul nu acceptă durerea, iar el blochează respectiva zonă și o blochează prin muscular. Tu nu mai miști, el din creier trimite informația, ok, nu mai miști genunchiul respectiv pentru că te doare și eu nu vreau să suport aceste dureri. Da? Noi repoziționând articulația, el practic primește informația spre creier că ok, acum este totul în regulă, dă-i drumul la tensiune. Și în momentul ăla, primul efect, așa, primul simț al pacientului este wow, îl simt super ușor. Da, pentru că e la locul lui și nu mai depui efort ca să miști articulația respectivă. Uh-huh, uh-huh. Vin la tine urgențe și când spun urgență, nu mă refer la faptul că ți-ai scrântit un deget. Da. Nu știu, de pe pârtea deschis sau, nu știu, a căzut din pod, să spunem. Da, am și astfel de cazuri. Sunt într-o dezvoltare, continuă dezvoltare, pentru a crea în timpul zilei mai mult, nu știu, pentru a le oferi șansa urgențelor să-i pot și ajuta la fel de urgent. Da, pe pârtie văd tot felul de accidente, mă implic cu cap, să-i spun așa, nu mă apuc acum să trag de ei în fel și chip. Sunt foarte atent pentru că automat sunt și riscuri, iar vorbind de urgențe, am avut și cazuri unde o prietenă foarte bună de-a mea m-a sunat noaptea la 12 că e cu umărul dislocat. Eu știind că ea cu un an înainte a suferit la fel o dislocare de umăr, automat aveam cunoștințe că articulația ei este slăbită și într-adevăr la 12:30 noaptea i-am repoziționat umărul, am filmat totul, am pus totul pe... Da, deci sunt și astfel de cazuri. Uh-huh. Ionuț, care sunt principalele cauze pentru care o persoană are inflamații în zona cervicală? Statul pe scaun, că vorbim de condus, că vorbim de stat la birou, poziția îmi dă aceste contracții cervicale, da? Practic toată structura toracelui îmi este modificată, eu stând și prins acolo, întreabă, umerii stau în față și așa, din față pornește tensiunea care îmi cauzează probleme și dureri în zona cervicală. Gândurile noastre, pentru că suntem stresați, suntem implicați în tot felul de proiecte, inclusiv mersul pe stradă, o pasiune de-a mea este aceea de a sta, știu eu, în Brașov, în Piața Sfatului și a observa persoanele care trec prin fața mea, le analizez postura, încerc să-mi dau seama de caracterul lor și așa. Este o pasiune de copil. Inclusiv mersul acesta cu capul plecat în față, e clar că persoana respectivă e prinsă în unele gânduri și automat are influența asupra posturii mele, a fiecăruia. Uh-huh. Deci tu imediat îți dai seama când o persoană are o postură incorrectă a corpului, nu? Da, este un defect profesional și sunt sigur că marea parte a terapeuților au acest defect. Practic îl vezi de la recepție până în cabinet, cam îți dai seama unde suferă. Wow. Pentru că... Deci o postură incorrectă a corpului ne poate influența și celelalte organe ale corpului, exact. Sau cum vorbeam mai devreme despre respirație, ne poate modifica respirația? Da, aici vreau să precizez, întâlnesc multe, multe cazuri de scolioză. Că vorbim de persoana de perioada adolescentă sau de perioada, știu eu, 20-30 de ani, unde, de exemplu, o domnișoară mai firavă, așa, mai subțirică, nu are musculatura atât de bine conturată pentru a o susține, stă mult la birou sau cântă la vioară, are o poziție greșită în permanență, îi se schimbă forma coloanei într-o scolioză simplă sau dublă, iar toracele, dacă nu intervine repede asupra problemei, cutia toracică, coastele suferă modificări și practic îi
face presiune, ba pe ficat, ba pe stomac și ea poate să dea în timp în alte afecțiuni ale organelor. Poate să dea într-un ulcer și să nu știe de la ce are ulcer. Poate să dea într-o afecțiune a ficatului. Da, deci, plus de asta, plămânii iarăși suferă modificări foarte, foarte, foarte mari la cauzele de scolioză. Pentru că poziția în care se curbează coloana, practic, presează un plămân mai mult decât partea opusă. Uh-huh. Și soluția ar fi... Soluția ar fi... Această tehnică. Da, nu susțin că este, wow, cea mai tare tehnică care a apărut până în momentul respectiv. Dar prin repoziționările articulare urmate de kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală, pot să remediez situația. Primul exercițiu pe care oricare dintre noi ar trebui să-l facă este ca 5 minute pe zi, 3 minute pe zi, să se retragă într-un colț, să fie el cu el și să se concentreze pe respirație. Aud diferite păreri despre care ar trebui să fie poziția corectă atunci când dormim. Ok, asta este iarăși o foarte bună întrebare. Eu nu recomand, să încep cu așa nu recomand dormitul pe burtă. Uh-huh. Ok. De ce? Pentru că dormitul pe burtă mă obligă să țin capul mai mult într-o parte decât în partea opusă. Muscular se creează acest disbalans, iar cel mai frecvent, prima vertebră, atlasul, suferă modificări. Ok, dacă atlasul meu este modificat, întreg corpul își schimbă toată postura. De ce? Creierul meu, senzorii sunt în creier, în cap, platoul, fundația computerului meu fiind strâmbă, corpul încearcă prin celelalte vertebre să modifice postura încât computerul să stea drept, pe el nu îl interesează ce se întâmplă pe dedesubt. El își dorește ca și senzorii să stea în poziție dreaptă, nu-l interesează dacă restul corpului stă prost, să-i spun așa. Uh-huh. Și tot corpul îmi suferă modificări din simplu fapt că prima vertebră nu este bine poziționată. A doua parte negativă a dormitului pe burtă este poziția bazinului. Bazinul îmi basculează înspre înainte. Noi ne luăm în permanență după crista, da, iliacă. Ea, basculată fiind înspre înainte, îmi provoacă tensiune pe paravertebral, sunt mușchii stânga-dreapta de coloană, da, mușchii drept. Având această tensiune, practic încurajez disbalansul bazinului și apar problemele, apar durerile. Este ca și un elastic în permanență în tensiune. Și cum ne recomand să dormim atunci? Așa, ok. Venim la recomandări. Deci așa, nu pe burtă. Recomandări. Eu recomand dormitul pe lateral, pe o parte sau pe alta. Super. Cu o pernă mică sub cap, poziționată exact în partea goală, să-i spun așa, subcervical, în așa fel încât, dacă dorm pe o parte, coloana mea cervicală să stea în poziție dreaptă. Da? Deci să nu am perna pe partea mea stângă și să-mi stea capul așa. Da? Iar pentru lombar, recomand o pernă între genunchi, da? Sau în poziție dreaptă, cu piciorul pus, nu știu, pe plapumă, pe pătură, pe partener, nu știu pe cine, fiecare cum se adaptează situației, dar să nu fie această tensiune lombară, pentru că dacă stăm fără pernă, am în permanență, inclusiv pe articulația coxofemurală, am această presiune. Sau pe spate, în momentul în care dorm pe spate, să-mi pun pernă sub genunchi, pentru că atunci aplatizez un pic curbura fiziologică a coloanei lombare. Spunea că e bine să dormim pe o parte, dar bănuiesc că e bine să dormim drept, nu încovoiat. Exact, exact. Bună întrebare. Noi stăm, v-am spus, stăm foarte mult în poziția șezută. Că stau la birou, mă urc în mașină, mă duc acasă, stau tot pe scaun. Sunt mituri,
să faci abdomene când te doare spatele. Eu nu recomand abdomenele la dureri de spate, pentru că presiunea este tot înspre înapoi. Da? Recomand antrenarea musculaturii abdominale, dar nu sub forma de abdomenele clasice, da? Ci recomand pozițiile izometrice, că vorbim de plank-uri, de scândurică, să rămânem în poziția respectivă, pentru că eu am nevoie de, de musculatura abdominală să mă țină cât stau drept. Nu, eu n-am nevoie de ea în poziția asta. Okay? Și atunci eu trebuie să îmi obișnuiesc musculatura în situațiile în care am nevoie de ea, da? Respectiv am vorbit de poziția ideală și așa. Mă duc acasă, stau pe scaun, mă pun la somn, mă pun tot în poziție de șezut, vă dați seama, revin la ce susțin, că tensiunea este în disbalans. Dar ce înseamnă dacă nu putem să dormim în poziția drept, să spunem, pe o parte. Pe o parte. Nu putem respira corect și atunci tindem să ne, să ne adunăm. Okay. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că asta cu nu putem e doar o chestie de impunere, de mental. Nu de pot de ce, probabil. E obișnuință. Nu pot de ce, pentru că dorm de 10 ani așa. Ok, cum am ajuns să dorm acei 10 ani? Ți se pare că respiri mai bine stând într-o poziție? Da, nu prea punem noi accent pe respirație. Marea parte a persoanelor care îmi vin mie în cabinet nu știu să expire. Ei expiră numai din zona asta, gâtul. Dar aerul rămâne în plămâni. Nu știm să respirăm conștient. Adoptăm o respirație superficială pentru că noi suntem superficiali în marea parte a activităților. Ne gândim tot timpul ce facem mâine, cum e vremea mâine. Corect. Mâine iarăși, mâine, e tot un mâine. Nu trăim e nici cum pentru aici, a doua zi, nu în prezent. Exact, nu? Exact. Iar cele mai bun sau primul exercițiu pe care oricare dintre noi ar trebui să-l facă este ca 5 minute pe zi, 3 minute pe zi să se retragă într-un colț, să fie el cu el și să se concentreze pe respirație, să simtă aerul cum îi străpunge fiecare cale respiratorie, cum îi ajută plămânii să crească în volum, cum expirăm și în felul ăsta practic îmi antrenez conștientul să fie aici acum. Ionuț, saltea moale sau saltea tare? Eu recomand salteaua tare. Recomand salteaua tare pentru că o saltea moale, cumpărată moale, în 3 ani va fi și mai moale și un pic suntem, știu eu, deficitari în a ne alege salteaua de dormit. Noi petrecem 7 ore, 7-8 ore pe zi în pat. Iar asta trebuie să ne dea de gândit să avem și o poziție confortabilă. Pentru că, știu eu, mașina când se strică, imediat găsim fonduri, finanțe, să o reparăm. Nu la fel gândim și de propriul corp, care na, e aici să ne ducă în viața asta. Și mai am o curiozitate. De exemplu, dacă un om a suferit o entorsă la mână, picior, și a rămas cu anumite sechele, se mai poate recupera în totalitate? Să spunem că au trecut 5 ani de atunci. Da, o entorsă de 20 de ani care nu stă ogleznă, accidentată cu 20 de ani înainte, care nu este pe poziție, ok, persoana respectivă nu are dureri la mers, nu știu ce, dar când merge într-o excursie și terenul e instabil, simte a doua zi articulația. Se poate repoziționa cu exerciții pentru musculare și de stabilitate a reeduca articulația respectivă și a restabili legătura neuromusculară, se remediază, iar sechelele, cum au venit așa, ar trebui să și duc. E o chestie mentală, în orice facem, trebuie mental să ne setăm, să-i spun așa. De ce spuneai tu că Austria este a doua ta casă? Acolo sunt emoții lăsate sau... Da, am petrecut, sunt 7 ani în viața mea. Mulți spun că perioada dintre 20-30 de ani sunt cei mai frumoși ani în viață. Unii spun că da, nu știu. Acolo a fost rampa mea de lansare, să spun așa. Eu am plecat cu o diplomă de absolvent de facultate de sport. Când am ajuns acolo,
mi-am dat seama că, nu știu, bagajul meu de cunoștințe nu este atât de bogat ca și a tinerilor care sunt absolvenți a unei facultăți din Austria. Și, nu știu, a început dorința mea de a afla mai multe. Am întâlnit persoane care m-au canalizat așa pe drumuri foarte bune și le mulțumesc pe această cale. Acolo am investit în mine, pot să spun. Tot ce câștigam, reinvesteam în cursuri, eram dornic de afirmație, de informație și m-am simțit. A fost momentul unde te rupi așa de casă, te vezi singur, nu știi să faci o ciorbă, nu știi să faci nimic, le înveți pe toate. Iar, nu știu, la 27 de ani când m-am întors, dând puțin filmul înapoi, am simțit că a fost o perioadă wow, sunt foarte mulțumit de ce am trăit acolo și mă întorc de fiecare dată cu drag. Cu drag. Îmi fac acolo, concediile, da. La schi mă duc acolo, da, simt că și acolo am o parte așa din mine. Din tine. Mergem așa, nu? Wow, da! Mergem mai bine. Chiar da! Să le spunem celor care ne urmăresc, cum te pot găsi? Știu că ești foarte solicitat deja, oamenii stau pe liste de așteptare la tine, dar cred că... Da, și listele astea de așteptare, eu îmi fac programul pe o lună înainte. Nu vreau să încurc pe nimeni, sunt persoane care mă sună din străinătate, eu nu vreau să vin spunând când să-mi iau biletul de avion. Eu nu vreau să încurc pe nimeni pentru că răspund la tot felul de provocări, că e vorba de un interviu, că e vorba de o ședință foto, că știu eu, mă solicită cineva pentru o echipă, un team building sau să le fac acolo demonstrație, să le vorbesc. Acum m-au solicitat de la facultate din Brașov să le vorbesc studenților despre pașii succesului sau motivațional, așa. Și dorința mea a fost dintotdeauna de a rămâne în mijlocul atenției, de a fi popular. Nu pot să dau cu piciorul la partea, dar nici partea asta a pacienților nu pot să-i neglijez și atunci îmi fac programul numai pe o lună. Echilibrez. Da. Sunt nevoie să refuz mult pentru că nu pot să fac pe toată lumea. Da? Asta este probabil și o lecție de-a mea pe care a trebuit să o învăț, să spun și nu pot, nu am timp, pentru că da, din păcate suntem egoiști, fiecare vrea să mă ocup de el în parte toată ziua dacă se poate. Nu pot acest lucru, nu-mi permite fizic, nu am timpul respectiv. Iar ce am învățat eu în ultimul an este să spun și nu pot mai mult de atât. Da. De menționat că poți fi găsit în Brașov și București. În Brașov și în București sunt momentan foarte des. Pe rețelele de socializare unde eu am crescut, am o grămadă de vizualizări. Ionuț Bobiț CLM este numele actual pe Facebook, pe Instagram la fel ionuț.bobiț. Videourile mele sunt acolo, poate lumea să se uite. Am început în ultima perioadă să și anunț sesiuni de live unde, știu eu, arăt, explic exerciții de detensionare a musculaturii în șezut sau ce să facem, cum să spălăm corect, poziția corectă a spălatului pe dinți, de exemplu. Multă lume greșește, se ridică din pat într-un mod mai neprietenos cu coloana lor, se duc la baie, se apleacă, sunt mișcări care cauzează în timp. Și atunci eu îmi place să vorbesc, mi-am descoperit și latura asta, îmi place să vorbesc pe live-uri, îmi place să le explic gratis totul, e plăcerea mea să fac aceste sesiuni. Să împărtășesc și cu ceilalți. Cum am fost acum 3 săptămâni, 4 săptămâni în concediu, eram într-o parcare, mă simțeam și eu puțin anchilozat. I-am zis, tata, hai tata, să filmăm ce să facem în perioadele de pauză după șofat lung, de, știu eu, 7 ore, 6 ore. Da. Și
atunci îmi place și cu drag dau mai departe. Foarte important, Ionuț, îți mulțumesc că împărtășești cu noi și îți mulțumesc că și în această seară ai ales să împărtășești cu noi experiența ta. Și ce să zic, cred că urmează să trecem la partea cu demonstrația. Cu drag, totdeauna. I-am și obișnuit, v-am spus că am ajuns și în Brașov să mă mai recunoască lumea pe stradă, mă opresc și drept o răsplat așa, le fac ceva scurt de detenționare. Ei sunt fericiți pentru că, nu știu, noi suntem obișnuiți să cerem în permanență și cât îmi iese, și cât facem, și când ăsta. Da, exact. Partea noastră e, ok, dăm. Dă prima oară că vine înapoi. Vrei ceva mereu în schimb. Da, dar când da. O faci fără să aștepți nimic în schimb, te simți tu mai împlinit. Exact, da. Mai ales în domeniul ăsta unde simți efectiv în secunda a doi că persoana respectivă îi merge mai bine și se simte mai bine. Super. Păi, să vedem cât de tare o să fiu eu detenționată. O să fie ok. Așadar, dragi prieteni, vom reveni cu demonstrația în câteva momente. Ok, dăm voie să-ți fac și o demonstrație, să simți un pic pe pielea ta despre ce e vorba. Hai să vedem. Bun, spune-mi puțin, dacă apăs în zona asta, simți durere? Da, okay. Doare. Doare, da? Aici? Doare. Ok, vreau să văd și ca mobilitate. Ok, simți ceva, disconfort, durere? Nu, aici okay. Nu. Ok. Nemoie. Te să lași foarte relaxată. Bună, bună, bună. Bună, lasă-mă. Tragem în piept și le-am afară, relaxez. Ok. Să nu te sperii. Așa, mâinile acoperă urechile. Ok, și tu lași foarte relaxată, trage mai aer în piept. Îl dăm afară, relaxăm. Relaxăm. Ok, te așezi, te rog. Bun, double check. Spune-mi cum e acum, comparativ cu începutul? E mult mai bine. Mai detenționat, nu? Mhm. Am voie să verific și una. Se mișcă mai... Eu, libertate mai mare în mișcare. Merge mai ușor, nu? Wow, da. Merge mai bine. Chiar da. Ok. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Sper sunt ca că, nouă! Da. Acum, automat se și circulația sanguină este accelerată, de a dispar durerile musculare, pentru că în zona asta cervicală circulă sângele mai bine și e vascularizat mușchi. Mulțumesc foarte mult, Ionuț, pentru că în această seară ai fost alături de noi. Îți mulțumesc că m-ai detenționat. Te mai așteptăm cu drag la A7 TV și, nu știu, succes în tot ceea ce ți-ai propus. Cu mare drag. Eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să ne revedem. Cu drag, cu drag. Dragii mei, el este Ionuț Bobiț, veți mai auzi de el, îl puteți găsi, așa cum am spus și mai devreme, pe Instagram și Facebook. Eu vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de noi. Ne revedem duminica viitoare de la aceeași oră 18. Până atunci vă doresc zile fără griji.
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.